Doamne ajută, iubiți credincioși, și la mulți ani le spunem tuturor celor ce astăzi se bucură de părintele lor duhovnicesc, cel căruia îi poartă numele, Nicolae, Nicoleta, fiecare, cum purtați numele Sfântului Nicolae în felul dumneavoastră, dar toate aceste feluri personale să fie în acord până la urmă cu cel la care vă referiți, Sfântul Nicolae, blândul și îndreptătorul, dăruitorul și mustrătorul. Să îi călcăm cât putem de îndeaproape pe urme ca astfel să luăm cununa pe care și el a luat-o, cea a Sfințenii. Sfântul Nicolae astăzi a adus multă bucurie, mie mi-a adus un mare dar. Un mare dar pe prietenul meu, invitatul de vineri, încep, iată, cu el săptămâna. Părintele Sofian Costea, să rămână. Doamne ajută, bine v-am regăsit, mă bucur să ne reîntâlnim și permiteți-mi, am acest privilegiu, iubiți prieteni, iubiți telespectatori, să-i spun părintelui Adrian, pe care îl cheamă și Nicu, poartă numele Sfântului Ierarh Nicolae, l-are ca ocrotitor, la mulți ani, să aibă ani binecuvântați, în lumină și să ofere aceeași liniște, tihnă și prietenie. Acum nu mă poate opri, pot să vorbesc liniștit și să vă spun că a fost o încântare de când l-am cunoscut. Mă adăp din acest izvor al prieteniei noastre, nădăjduiesc ca această prietenie să se prelungească până în veșnicie și rog din inimă pe Sfântul Nicolae să-l ocrotească, să-i ocrotească familia și să ne ocrotească pe noi toți și în același timp le urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Nicolae, Nicoleta, toate diminutivele, pentru că Sfântul Nicolae e atât de generos și vrea să fim și noi generoși și dacă el a fost generos cu fapta, noi măcar cu un cuvânt bun, cu o urare sublimă, să fim generoși, să fim dăruitori, să fim darnici, să-i înmulțim, practic, să venim în prelungirea a ceea ce a înmulțit Sfântul Ierarh Nicolae. Am vrut să fiu aici, mi-am dorit, mă bucur să fiu aici acum și încă o dată să vă urez la mulți ani și toate cele bune. Se cuvine atunci când primești, vreau să spui sărâna și mulțumesc. Acum și astea mi se par sărace, dar sărâna, mulțumesc. N-o sărace că un mulțumesc pus din inimă și mulțumesc că am înțeles că tot de la mulți ani vine ca etimologie. Iată cum lucrurile se îmbină, continuă și curg așa precum susurul unui izvor cu apă lină. E mare lucru că ne-am întâlnit să vorbim despre acest ierarh atât de blând, bun și smerit, dar care a corectat și răul. Blândețe și îndreptare. Îndreptare, bine, nu că ar fi fost el greșit și că s-a îndreptat dintr-o greșeală, ci îndrepta pe alții, nu? Da, îndrepta pe alții și ce vreau să subliniez este așa pentru început, ca să ajungi la un astfel de nivel, la un astfel de standard de viețuire, la un astfel de principiu ontologic de ființare existențial, trebuie să fie o antecedență, să ai niște premise, să pleci de undeva. Am putea spune că Sfântul Nicolae s-a născut ca o mare binecuvântare, fiind singurul fiu al unor părinți binecredincioși, al lui Teofan și al Nonei și iată cum mama Sfântului Nicolae și tatăl său, ca oameni binecredincioși, au primit cu mare bucurie venirea acestui prunc în familie. Prunc care a postit de mic, care nu la mult timp după naștere a stat, se spune, în picioare 3 ore în scăldătoare, fără niciun sprijin, arătând că numai Dumnezeu te susține și că te poate susține în orice, el fiind nou născut, deci lucrul ăsta nefiind Anatomic, biologic, era exact, posibil. nefiind posibil din perspectivă biologică, totodată spune tradiția că și când mânca, atunci când se hrănea, atunci când beneficia de alăptare, Sfântul Nicolae se alăpta numai de la sânul drept al mamei sale, arătând calea dreaptă pe care trebuie să o urmeze omul. Încă de mic, miercurea și vinerea, din cea mai fragedă pruncie, mânca o singură dată pe zi și aceasta după rugăciunea de seară de care se îngrijeau părinții săi. Deci ce ar trebui să însemne asta? Că pentru noi, Sfântul Nicolae și pentru părinții zilelor noastre, trebuie să fie un exemplu pilduitor. Așa să-și orienteze copiii către o astfel de dimensiune a credinței. Poate nu toți au râvna Sfântului Nicolae. Nu toți pot să fie atât de nevoitori. Nu asta ne cere Dumnezeu tuturor, că și aceasta e pentru cei aleși, dar o aplecare către Cuvântul lui Hristos, o împodobire cu postul, cu rugăciunea, la măsurile noastre, putem să o avem fiecare.
Pentru că dacă nici acum, când ne gândim la astfel de sfinți ai luminii, la astfel de sfinți dăruitori, la astfel de sfinți generoși, nu ne sensibilizează nimic, ce să ne mai sensibilizeze? Să nu uităm un lucru, chiar m-am gândit adesea, părinte, sfinții au fost oameni ca noi, că mulți spun ironic în ziua de astăzi, din păcate, ce vrei să ajungi sfânt? Păi da, chiar asta trebuie să-ți propui. Exact. Ăsta e dezideratul, dar sfinții sunt oameni ca noi, au fost oameni ca noi și ne vorbesc din icoane. Icoana este cartea deschisă a cerului, care e deschisă pe pământ, ca să o citim cu toții. Da? Deci aceasta reprezintă icoana, cartea deschisă a cerului. E, câtă vreme icoanele ne dau aceste prototipuri, aceste modele și îl putem vedea pe Sfântul Nicolae, putem vedea pe ceilalți sfinți, ce ne împiedică să încercăm să le imităm exemplu. Și să ne pară bine că avem astfel de sfinți călăuzitori care ne ajută și care ne călăuzesc pe un drum al justeții și al împlinirilor. Sfântul Nicolae s-a născut în Patara, în Lichia, în 270 după Hristos, iată, încă un sfânt din primele secole creștine, era perioadă grea pentru creștini, o perioadă a persecuțiilor, o perioadă a violențelor extreme exercitate împotriva creștinilor, a torturilor, creștinii erau atacați, cum creștinii la alte dimensiuni, la alte niveluri, sunt atacați și astăzi. De câte ori nu ni se ironizează credința, nu se persiflează credința, nu este atacată, unii vor să schimbe și denumirile, cum ar fi cea a Crăciunului din calendare, adică sunt tot felul de găselnițe, tot felul de Au încercat, nu le-a ieșit din fericire și nici nu cred că avea cum să le iasă așa ceva, dar se încearcă toate năstrușniciile ca să se afecteze într-un fel identitatea duhovnicească a omului. Numai că noi trebuie să fim fermi, clari, consecvenți și pe drumul pe care Sfântul Nicolae ni-l trasează. Sfântul Nicolae, iată, cum spuneați, ne-a trasat un drum tare frumos. Ne-a arătat o lumină, ne-a călăuzit cumva pe un drum, cel pe care l-a mers, al credinței. Și am văzut că a lăsat cumva în conștiința, nu doar populară aș numi, conștiința creștină, până la urmă, această aplecare către limitele în care oscilează conștiința umană, între blândețe și îndreptare, între dăruire și, eventual, după caz, mustrare. De unde aceste două, să zicem, limite, jaloane, căi, limite ale căii noastre de urmat până la urmă? Dacă ar fi să caracterizăm viața Sfântului Nicolae, este foarte simplu să ajungem la concluzia faptului că a fost cea mai fericită îmbinare între o înțelepciune a blândeții și o înțelepciune a fermității, a îndreptării. Sfântul Nicolae a știut să aibă vorbă hotărâtă, acțiune hotărâtă, dar cum e vorba populară, să-și dea și cămașa de pe el, să ajute omul în nevoie. Încă de la plecarea din această lume a părinților săi, toate bunurile pe care le avea, toată averea pe care a moștenit-o, a dăruit-o săracilor, a împărțit-o neputincioșilor, oamenilor aflați în nevoie. Cum să nu-ți facă Dumnezeu drum de lumină? Cum să nu-ți construiască Dumnezeu o cărare a unui răsărit de soare dacă tu dai tot ce ai pentru cei neputincioși, fără să aștepți răsplată aici în lume, fără să aștepți recompensă aici, fără să vrei ca oamenii să se revanșeze în egală măsură față de tine, nici măcar în mică măsură în această lume. Ce așteptând, mai mare măsură eventual. Exact, ce așteptând răsplată, mai mare măsură, dar din altă parte, de la Dumnezeu. Așteptând răsplata de la Dumnezeu, care plătește însutit, înmiit și la infinit, pentru că Domnul spune, cel ce face bine, cel ce urmează, are aici însutit și dincolo viață veșnică. Deci, am putea spune că Sfântul Nicolae a fost abonatul generozității și al blândeții încă din momentul în care a hotărât ca bunurile pe care părinții săi le-au lăsat să le dăruiască săracilor. Și ne punem întrebarea, care e îndemnul pentru noi din această ecuație, din această poveste adevărată, din acest adevăr incontestabil? Că, apropo, să le spunem și altora, sfinții oameni,
cunoscuți, cu nume, cu prenume, cum e vorba, cu dată de naștere, nu și știi clar. Povești, exact, nu sunt povești, nu sunt invenții, nu sunt găselnițe. Aceștia sunt sfinți, ocrotesc, fac minuni cum și în ziua de azi. E un om cu buletin, cu da. Identitate clară, indubitabilă. Da, nu putem, nu vorbim așa în abstract. Noi nu ne creăm anumite idei, iluzii sau chestiuni fanteziste, nu. Noi vorbim de oameni ai concretului, care au fost printre noi în această lume și care au făcut aceste minuni. Apropo, mă iertați că m-ați strănit. A fost cumva prezent la Sinodul I Ecumenic? Și acolo, inclusiv, da, a nu, fost chiar prezent. Știți de ce? Că am citit stupefiat până la urmă, la un moment dat, un articol și punea cineva în acel articol, ce îndrăzneală, sub semnul întrebării, dar că unii ar spune că a fost prezent și la. Păi nu că unii ar spune. O spun numai creștinii, o spun și analele Imperiului Roman, deci nu sunt lucruri pe care nu le putem. Păi nu s-a ajuns să se... Exact, foarte bine ați subliniat. Să spui așa, să pui sub semnul incertitudinii lucruri certe, înseamnă că ai și rea voință. Da? E interpretare tendențioasă și răuvoitoare de multe ori. Ați subliniat foarte bine. Ce nu se pune la îndoială? Unii au îndrăznit să spună că învierea lui Hristos e fake news. Deci vă dați seama unde s-a ajuns. Sau să facă anumite aprecieri cu privire la sfinți. Cum să spui tu că n-a fost dacă a fost prezent acolo, consemnează toate documentele. Dar dacă vrem să punem la îndoială, putem să punem la îndoială orice. Important este, în schimb, ca noi, cei care credem și știm, să ne ghidăm după adevăr. Fiecare e liber să vorbească ce vrea. Oricine va fi la un moment dat responsabil de toate cuvintele, de vorbele sale, de faptele, de gândurile pe care le emană. Iertare. Ne întoarcem la omul cu buletin. Așa că Sfântul Nicolae spuneam că ne lasă prin generozitatea, prin blândețea sa, un îndemn clar. Să eliminăm și noi patima zgârceniei. Să eliminăm și noi patima lăcomiei. Să eliminăm patima egoismului și aceea de a avea totul numai pentru noi, care de multe ori ne paște. Câteodată, și să sperăm că nu de foarte multe ori să nu se ajungă aici, ne domină. Pentru că mai ales acum, fiind postul Crăciunului, nu zice nimeni să dăm tot ce avem. Că mulți nici n-au foarte mult. Se știe și nivelul de pauperizare, de sărăcie al oamenilor și problemele care sunt. Dar o pâine în plus de multe ori o au cam toți. Sau ceva suplimentar poate avem, măcar din surplusul acela, să ajutăm pe cel ce n-are. Deci această generozitate, această milostivire față de situația mai rea altuia, mai grea, trebuie să ne caracterizeze și pe noi. Că dacă tot vorbim despre Sfântul Nicolae și despre alți sfinți, măcar să învățăm ceva de la ei, să percepem ceva așa cum se cuvine, să preluăm mesajul lor. Că dacă nu ne împodobim, nu ne îmbrăcăm în niciuna dintre hainele de lumină ale mesajului emis de sfinți, păi înseamnă că n-am rezolvat mai nimic. De aceea, acest îndemn al Sfântului Nicolae, prin faptele sale la generozitate, trebuie să fie și pentru noi o călăuză în lumină, în această viață, care să fie o arvună a vieții veșnice. Totodată vreau să mai subliniez încă un lucru, și anume că Sfântul Nicolae, prin toată atitudinea avută, a arătat fermitate, exact cum a spus bine, aceste două paliere ale vieții sale. A fost invitat să participe între cei 318 părinți la sinodul din 325 de la Nicea, organizat la inițiativa împăratului Constantin cel Mare pentru apărarea dreptei credințe, pentru legalizarea creștinismului, pentru oficializarea creștinismului. Mai exact, creștinismul să devină religie acceptată. Să nu mai fie persecutați creștinii. De aceea Sfântul Împărat Constantin cel Mare a fost atât de binefăcător pentru orice creștin. Și Sfântul Nicolae acolo, în momentul în care erezia ariană și-a făcut simțită prezența, când însuși Arie, care era un preot învățat, dar învățător a folosit în mod greșit, spunea că Hristos nu-i Fiul lui Dumnezeu din veci, că e o creatură, că a fost cândva când n-a fost, ca să mă exprim așa, Sfântul Nicolae a intervenit și ne spune Sfânta Tradiție că l-a pălmuit pe Arie tocmai pentru a arăta adevărul, pentru a apăra adevărul. Și acum mă întreb și eu puțin mai pamfletar sau și mai în glumă, ne permite să ne mai destindem, ce ar fi făcut Sfântul Nicolae cu mulți dintre conducătorii lumii de-a lungul istoriei? Pentru că Sfântul Nicolae se spune că aduce și această nuielușe de mustrare pentru cei care nu ascultă de comandamentele de căpetenie și ale societății, oare ce cadouri le-ar fi adus multora dintre politicieni, dintre conducători de-a lungul timpului față de cum s-au comportat față de oameni și față de războaiele inițiate și toate problemele care s-au creat în istoria umanității. Cred că Sfântul Nicolae ar fi fost destul de ferm cu mulți dintre cei care n-au condus conform intereselor oamenilor.
Deci, da, nu știți că o astfel de atitudine este amendată în societatea din care noi facem parte astăzi, părinte. Da, știu, da. Știu. O atitudine de genul acesta nu este constructivă, părinte. Nu este constructivă. Ca să continui. Da. Nu este constructivă unde ne convine, unde nu este constructivă, pentru că societatea din ziua de astăzi de foarte multe ori tolerează și tare mi-e teamă că nu fără să vrea violența de limbaj, violența în privința introducerii păcatului, micimea, da? Toate scenele acestea de desfrânare care se găsesc pe multe canale de informare și care afectează sănătatea psihică, sufletească și trupească a copiilor, cui se datorează? Că dacă l-am ascultat pe Sfântul Nicolae, dacă ne-am ghidat după Sfântul Nicolae, dacă am avea atitudinea pe care Sfântul Nicolae o dorește de la noi, am fi alți oameni mult mai buni, mult mai generoși, mult mai dăruitori. Problema ar fi, așa, rămânând în discuția de mai devreme, că de multe ori, acolo unde ar trebui pusă nuiaua în ghetuță, ca posesorul ghetuței să se mustre și să zică, băi, decât să iau nuiaua pe spate, am primit-o ca semn că trebuie să îndrept ceva și să mă uit cumva în lăuntrul meu și să caut să văd ce am de îndreptat, acolo bine ar fi fost ca acela să aibă o informație despre sine. E, acolo unde trebuie să fie mustrat, omul nu este mustrat ca să nu îi se întâmple ceva mai rău. Sau există situația în care oameni meritoși, care ar putea să fie și lăudați și scoși în afară, ca în societate, ca exemplu, prezentați societății și mulțumiți și dăruiți pentru ceea ce au făcut, nu sunt dăruiți. Pe când leneșul este răsplătit, iar meritosul este pus sub obroc. Nu luminează cu nimic. E, cumva, nu doar că nu mai reușim să fim pe această cale. Cred că am și răsucit-o la 180 de grade și suntem într-o vrie, de fapt. Asta, iertare că am spus-o, poate că nu se pliază prea bine pe duhul sărbătorii de astăzi, dar poate face cumva serviciu. Să sperăm. Cu această nădejde am rostit cuvântul acesta. Ne întoarcem însă la Sfântul Nicolae, despre care, iată, Părintele ne-a spus foarte clar și concret. Minunat s-a arătat încă din copilărie, bărbat s-a arătat la maturitate și a păstrat în continuare blândețea și dăruirea și în maturitate. Acum, astăzi, noi cine suntem? Cei dăruiți sau cei mustrați de Sfântul Nicolae? Nu știu. Vedem? Ar trebui să vedem, să ne dorim să fim cei care primesc aceste daruri extraordinar de frumoase oferite de Sfântul Nicolae, pentru că ele sunt pentru toți. Totul este să vrem să le primim. Să adoptăm în viața noastră ceea ce rezultă, ceea ce rezidă, ceea ce reiese din mesajul pe care Sfântul Nicolae ne-l lasă. De exemplu, ne spune frumos Sfânta Tradiție și sunt lucruri consemnate atât de grăitor, că trei fete ale unui om care fusese anterior bogat și acum devenise foarte sărac, intenționau să apeleze la practica desfrânării, a prostituției, practic în limbajul contemporan, pentru a acumula zestre ca să poată să se căsătorească. Vă dați seama la ce josnicie erau obligate prin atitudine, prin atitudinea societății și de atunci, care ca și acum de multe ori n-ajută omul în nevoie. Noi nu ne aplecăm spre oamenii cu probleme, nu îi ajutăm, îi ignorăm. Aici este problema. Și Sfântul Nicolae, pentru a le feri de la păcat, știindu-le curăția sufletească și dorința de a-și întemeia familii, s-a dus de fiecare dată în câte o noapte și-a aruncat pe fereastră câte o pungă cu galbeni, încât tatăl lor se mira de unde sunt acești bani. La ultima ispravă de acest fel a Sfântului Nicolae, tatăl l-a și văzut, tatăl fetelor, și în felul acesta aceste fete s-au putut căsători fără a apela la practici de desfrânare. Iată cum și-au menținut sănătatea sufletească și trupească datorită Sfântului Nicolae. Deci Sfântul Nicolae a hotărât să dea acești bani pentru a opri oamenii de la păcat. În ziua de astăzi, prin încurajarea la păcat, se câștigă bani de către unii și sunt exploatați alții. Haideți să ne gândim ce fel de trafic de ființe umane există.
câte fete nu sunt exploatate, câtă bagiocură nu există, câtă umilință nu există și sunt unii profitori care acumulează sume imense și își bat joc de sufletele și de trupurile persoanelor nevinovate. Așa că ar trebui să luăm exemplul Sfântului Nicolae și cel care poate și are de unde și are capacitatea și oricine poate, că poți măcar cu un îndemn, cu un cuvânt bun, cu o vorbă dulce, cel care poate și material să facă acest lucru, să ajute persoanele vulnerabile, să n-ajungă să cadă în păcat. Exact cum fac și aceste asociații, care sunt foarte, e foarte bine că s-au înființat, care luptă împotriva avortului, luptă împotriva uciderii și au salvat copiii de la avort, deși numărul avorturilor este din nefericire extrem de mare, e copleșitor, dar există și ONG-uri care știu să lupte pentru dreptul la viață. Așa trebuie să luptăm pentru dreptul la sănătate sufletească și trupească a fetelor, a copiilor noștri, a tuturor celor care au nevoie de protecție. Să-i păzim de păcat, de cădere, pe modelul Sfântului Nicolae. Ne întoarcem după scurtă pauză publicitară. Vorbim în continuare despre Sfântul Nicolae, fără a avea pretenția că vom epuiza vreodată. S-ar vorbi un an și o viață și tot n-am epuiza. Pauză publicitară. Ne-am întors la Sfântul Nicolae. Vorbeam cu părintele în timpul pauzei și din ce vorbeam, în mintea mea s-a făcut o sinapsă. Și am să vă povestesc filmul cu care s-a făcut sinapsa în mintea mea. Film pe care l-am văzut dimineață la un prieten pe telefon. Ce a făcut prietenul ăsta al meu? Și-a filmat fetele când dimineață s-au dus la brad, la ghetuțele pe care le pregătiseră de cu seara și erau atât de bucuroase de tot ce au găsit în ghetuță. S-au bucurat, am remarcat cu multă bucurie și faptul că nu s-au bucurat de ce au găsit ele în ghetuță, ci că și mămica și tăticul aveau lăsat acolo de moșu ceva. Dar aș merge puțin dincolo de acest tablou, de acest film, de această dinamică. Mă gândesc cu câtă emoție și cu ce așteptare aseară și-au spălat ghetuțele. Cu ce nădejde pentru astăzi de dimineață făceau acest demers. Iar bucuria a fost pentru lucrul în sine, pentru intrinsecul lucru pe care l-au primit sau pentru că au primit. Nu știu. De aici, după aia am plecat, am mărit scara de la exercițiul acesta al copilăriei, el tare frumos și plin de însemnătate pentru viitorul om mare. Dar un om mare astăzi mai face lucrul ăsta? Și dacă face, când, cum, pentru ce? Asta voiam să vorbim, părinte. Da, ați făcut o paralelă extrem de interesantă, atât de frumoasă. Și într-adevăr am auzit și eu pe telefon. Da, da, e vorba de fetele colegului meu. Da, faptul că s-a generat o bucurie imensă și că într-adevăr oricine, văzând această stare trăită de către aceste fetițe, trebuie să-și amintească de propria copilărie, asta în cazul în care a avut o copilărie frumoasă, fericită, în duhul credinței. Iar cei care, din nefericire, n-au avut o astfel de copilărie, măcar să ofere la rândul lor, să ofere copiilor lor
o altfel de pruncie mai frumoasă, mai dulce, mai sublimă și toate neajunsurile din propria copilărie să nu se repete. Neajunsuri vorbesc nu neapărat din perspectivă materială, că nu aceasta e problema, ci neajunsurile emoționale. Acelea nu trebuie să se repete, pentru că un copil poate să se bucure la fel de mult și pentru niște dulciuri banale, să zicem, cum se bucură pentru o consolă sau pentru o mașinărie, o aparatură din zilele noastre prin care poate să activeze foarte multe jocuri, dacă acele cadouri sunt oferite din generozitate, din plinătate sufletească și de inimă. Mai puțin este importantă valoarea cadourilor și a darurilor, ci felul în care se transmite faptul că persoana căreia îi oferi ceva sau căreia vin sfinții să-i ofere este cea pe care o iubești ca lumina ochilor. Sfântul Nicolae, iată ce model frumos a lăsat, pentru că îi face și pe oameni să devină dăruitori, să se cadorisească între ei, să vină cu daruri. Și Sfântul Nicolae vine în viața copiilor cu cele mai prețioase daruri, cu sănătate, cu zâmbetul cald și copilăresc, cu surâsul care îi identifică pe oameni cu zâmbetul lui Hristos. Ce zice Mântuitorul? Lăsați copiii să vină la mine, că îngerilor văd pururea fața Tatălui meu din ceruri. Deci iată cum copiii, prin inocența, prin nevinovăția lor, atrag această dragoste dumnezească mai mult decât oricine. Spuneam de această curățare a ghetuțelor, de această igienă, să spunem, la acest nivel, tocmai pentru ca Sfântul Nicolae să aducă darurile în mediu pur, curat, liniștitor și tihnit. Această curățare, această igienă, această luminare trebuie să se producă și la nivel sufletesc, pentru ca Hristos și Sfinții Săi, Hristos, Maica Domnului, Sfântul Nicolae și ceilalți Sfinți să-și găsească sălașul în sufletul nostru. Deci, cel puțin cu grija cu care copiii doritori de cadouri își curăță ghetuțele, la fel trebuie să ne curățăm și noi sufletul de patimi, de păcate, de căderi, de întinare, de pierdere de identitate, de lipsă de grijă față de cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea este, știm noi să facem asta? Sau am devenit niște, să spunem așa, simpli reactanți, să zicem, la niște mesaje care ni se transmit doar de către o societate din ce în ce mai secularistă, care nu știm, care avem doar o reacție așa, conform voiei altora și care nu ne ghidăm după voia lui Dumnezeu. Dacă suntem așa și nu avem o împlinire sufletească și nu vrem să ne curățim sufletul și suntem doar cei care se dedică numai profesiei lumești și relația cu Dumnezeu e ignorată, greșim profund. Greșim profund pentru că totul în această lume se termină, totul se finalizează, totul se săvârșește, prelungirea e dincolo și viața e o dinamică permanentă, perpetuă, aflată în continuă mișcare și adăparea din lumină se va produce dincolo, începe de aici și continuă pentru veșnicie, dacă îți vezi de treabă. E, câtă vreme nu suntem în relația profundă cu Dumnezeu, greșim. Dar oricând e posibilitate de ridicare, să ne ridicăm, să ne întoarcem și atunci vom avea și noi parte de bucuriile pe care le-a avut Sfântul Nicolae, despre care și unchiul său, care l-a hirotonit preot, a spus că e tot un Nicolae. Soare, da, tot Nicolae, un soare care s-a născut ca să lumineze. Iar când a ajuns episcop, deși nu vroia Sfântul Nicolae, toți s-au bucurat că auziseră de generozitatea lui. Și ca dovadă, când cetatea pe care o păstorea era într-o secetă și nu avea grâne pentru ca oamenii să se alimenteze, n-avea grâu, i s-a arătat unui negustor de grâu într-o vedenie, punându-i 3 galbeni în mână în vis și spunându-i să vândă acel grâu de care dispunea în cetatea sa ca oamenii să se hrănească. Sfântul Nicolae a fost responsabil atât de bunăstarea sufletească, dar și de bunăstarea trupească a oamenilor. Deci iată, acelor pe care îi păstorea, un ierarh atât de generos, care a fost în mijlocul oamenilor și care s-a ocupat de ceea ce trebuia. Asta ca să se arate faptul că oricine slujește biserica trebuie să lucreze cu timp și fără timp, să fie neobosit, să se dedice oamenilor. Revenind la această foarte frumoasă provocare pe care ați lansat-o, trebuie să învățăm să ne curățăm sufletul, să avem inocența unui copil atunci când își curăță ghetuțele ca să aștepte cadourile, să ne curățăm și noi inima, să ne curățăm sufletul, să ne spălăm toate pornirile acestea negative și să transformăm întunericul în lumină
Și asta cum se poate face? Eliberarea cum se produce? Prin spovedanie, prin mărturisire. În Sfânta Evanghelie citită ieri în drept măritoarea noastră biserică s-a vorbit despre femeia gârbovă pe care Hristos a vindecat-o, a ridicat-o de la pământ. Așa să ne ridicăm și noi sufletul dacă îl curățim de păcat. În timp ce spuneați asta, m-ați provocat iară puțin. Aș vrea puțin mai mult. Și mă gândeam la acest tablou al omului care își pregătește sufletul și îl spală prin căință, prin spovedanie. În exercițiul acesta al curățirii, de multe ori suntem împiedicați. Dacă suntem slabi și cum toți suntem încă slabi, facem din păcate acest lucru, ne motivăm anumitele greșeli sau păcate cu greșeala sau păcatul pe care îl considerăm mai grav ale celuilalt, care au fost provocare pentru noi și noi am răspuns la acele provocări și iată am păcătuit, dar de fapt noi nu suntem vinovați, ci celălalt care ne-a provocat. În sensul ăsta mă gândesc la copil. Copilul, luându-și ghetuța în mână și spălându-și-o, se mai uită când a spălat mizeria aceea, că de fapt a fost de vină balta, noroiul, mizeria. Ele au fost de vină că i-au ieșit în cale și a călcat în ele? Nu se mai uită. A spălat? Ce a spălat s-a dus pe scurgere și e bucuros că a dobândit curățenie. Nu mai stă să se mai uite cine, ce și cum a fost de vină. Sau că i-a dat cineva un brânci și a căzut în... Bine că este cu ghetuța curată. Asta cumva ar trebui să învățăm și să ne legăm de inimă. Să nu mai dăm vina pe celălalt. Chiar dacă diavolul ne întemeiază, ne îndreptățește să gândim așa. Dar am dreptate că el a fost sursa sau cauza păcatului meu. Nu, Doamne. Pune mâna și spală ghetuța, bucură-te că ai făcut-o curată, pune acolo și roagă-te ca Dumnezeu să pună lumina și darul în ea și mergi mai departe. Și așa dăruiți din seară în seară, din zi în zi, luminați în fiecare dimineață, vom merge pe cărarea asta de care ne spunea Părintele la începutul emisiunii, că ne-a creionat-o, ne-a pus-o înainte, ne-a așternut-o frumos, spre a ne mântui, spre a ajunge și noi, nu este atât de greu cum unii caută să ne spună, la nivel de sfințenie, la cununa sfințeniei. Ea ne așteaptă. E pentru toți. Am să cer îngăduința Părintelui să vă vorbesc puțin despre icoana pe care ați văzut-o în cadru. Și dacă s-ar mai putea, aș ruga pe colegii din regie să mai pună ca mai devreme icoana între medalioanele cu mine și cu Părintele. Icoana pe care anul acesta am meditat-o pentru a oferi credincioșilor, avem la Sfântul Nicolae acest obicei de a oferi celor care participă la slujbă, la final, și o iconiță editată special pentru moment cu Sfântul Nicolae. Anul acesta m-am gândit ca icoana pe care am oferit-o să fie o reproducere a unei icoane din biserică. Vedeți că este o icoană clar veche, este una ferecată, o icoană foarte, foarte frumoasă și pe care o avem de ceva vreme în biserică. E unul din odoarele noastre de mare preț, nu doar pentru că este a Sfântului Nicolae, ci pentru că este dăruită bisericii din Nicolae. El, mare binefăcător al bisericii noastre, Domnul Nicolae Matei, și ne îndreptăm cumva mintea și inima către Domnia sa și îi spunem și dumnealui la mulți ani. Icoana aceasta pe care noi o avem în custodie și câtă vreme va exista biserica, icoana va fi în custodia bisericii, pentru că este din inventarul primăriei de altfel. E o icoană care aparține primăriei Năvodari, pe care o avem în custodie câtă vreme există biserica și ne bucurăm foarte mult de ea. Iată, acum vă dăruim măcar așa, prin intermediul televizorului, și îl rugăm pe Sfântul Nicolae să vă ocrotească cu ale lui Sfinte Rugăciuni, iar dacă v-a plăcut, puteți să veniți să o vedeți și să vă închinați și să vă rugați Sfântului Nicolae și, dacă până veniți, asta mai repede, și treceți pe la biserică, dacă mai avem cumva, să vă și oferim o
reproducere pe care, cum spuneam, am editat-o anul acesta pentru Hramul Bisericii. Pentru încheierea emisiunii, cât a mai rămas 8 minute din emisiune, nu știu dacă ne ajunge, sperăm să ne ajungă, o să ne îndreptăm cumva mintea și inima și către cuvântul din cuvântul de pateric, din înțelepciunea Sfântului Iosif Isihastul, dintr-un cuvânt pentru fiecare zi, din înțelepciunea acestuia, editată de editura bizantină. Pentru ziua de 6 decembrie stă scris așa, dau citire și după aceea căutăm și să vedeți cât de bine se pliază acest cuvânt al unui sfânt, iată, din vremurile noastre, până la urmă, pe viața unui sfânt din secolul 3-4, trăitor născut în secolul 3, murind aproape la jumătatea secolului 4. Lucrare nu înseamnă numai a încerca și mai apoi a te lăsa pe gubaș. Faptă se numește atunci când pătrunzi în lucrare, te lupți, biruiești sau ești biruit, câștigi sau pierzi, cazi, te ridici, când răscolești totul, când ridici totul în picioare, când primești lupta până la ultima suflare. Și niciodată să nu te descurajezi până la ieșirea sufletului tău. Dar când ajungi până la cer, trebuie să te aștepți ca ziua următoare să cobori la iad. Și nu mai spunem că uneori coborârea se întâmplă chiar în aceeași clipă. De aceea nu trebuie să te pierzi în rătăciri, ci să ai înaintea ochilor că amândouă și înălțimea cerului și coborârea până la iad sunt ale tale. O experiență de viață deosebită a Sfântului, nu? A Sfântului Iosif Isihastul. Altfel nu puteai să ajungi la înțelepciunea de a spune astfel de lucruri. Și care aceste lucruri se potrivesc în totalitate și Sfântului Nicolae, cel pe care îl prăznuim și îl sărbătorim astăzi, care a crezut până la capăt în drumul pe care a pornit. Era în corabie, mergea la locurile sfinte, Sfântul Nicolae alături de corăbieri și de alți pasageri și iată că a venit o furtună mare, s-a stârnit pe mare cu vânturi puternice, cu valuri, aproape în stare să naufragieze, să scufunde corabia. Și le-a spus tuturor să se roage, l-a rugat pe Dumnezeu și au fost salvați. Dacă n-avea încredere Sfântul Nicolae, dacă nu se temea, dacă nu spunea în mintea, în sufletul lui că o cădere provocată de furtună nu poate să oprească ridicarea pe care o dă Dumnezeu, dacă n-avea această certitudine, oare ei mai erau salvați? Iată cum credința, rugăciunea fac minuni. Totodată Sfântul Nicolae cu credința și cu rugăciunea sa a înviat un corăbier care a căzut din vârful catargului în corabie, lovindu-se de podeaua acesteia, a murit pe loc. Și Sfântul Nicolae, rugându-se, l-a înviat cu rugăciunea sa. L-a înviat Dumnezeu, dar mijlocirea a fost dăruită de rugăciunile Sfântului Nicolae. Acum ne întrebăm, în zilele noastre mai avem o astfel de credință? Înviază morții ca urmare rugăciunilor? Nu cumva ne-a scăzut credința? Nu cumva calitatea rugăciunii nu mai e aceeași? Nu cumva ni s-a răcit iubirea? De aceea nu se produc atâtea minuni, deși minunile zilnice și sunt mai palpabile ca altă dată și sunt mai multe minuni, dar le face exclusiv Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu ne tot cere colaborarea și noi o refuzăm? Și a luat Dumnezeu inițiativa și ia totul pe cont propriu, că noi nu vrem? Aici este marea problemă. Deci Sfântul Nicolae știu ce înseamnă că ce înseamnă să acționezi în așa fel încât după orice cădere să survină ridicarea. Și chiar și când câștigi, când biruiești, sau când ai impresia că ești biruit pe moment de o neputință, la Dumnezeu e scăparea. Pentru că Dumnezeu are un ultimul cuvânt. Spunea Părintele Cleopa, eu nu mă tem pentru că tata e la cârmă. Tata conduce și tata este Dumnezeu. Și tatăl Sfântului Nicolae, pe care așa l-a considerat, a fost Dumnezeu.
și este Dumnezeu în veșnicie. Și iată cum s-a sfințit, a devenit unul dintre cei mai iubiți sfinți. Un preot din Ardeal vrea să construiască o biserică. Și începuse construcția și nu mai avea fonduri, nu mai avea susținere, nu mai avea bani, nu mai avea sprijin. Îl părăsiseră cei din jur și în fața icoanei Sfântului Nicolae a zis: Sfinte Nicolae, eu vreau să fac biserica, tu trebuie să mă ajuți. Și Sfântul Nicolae s-a supus acestui imperativ categoric și l-a ajutat. Trebuie. Pentru că sfinții sunt biruiți, da, și se simt obligați de rugăciunea omului. Adică trebuie să mă ajuți. Așa să se roage fiecare care are o neputință sau un om bolnav în familie sau dacă el însuși are o boală, trebuie să mă ridici, să-i spună lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu se supără când îl obligi să te ajute, dar să-l obligi cu dragostea ta. Dacă vii cu obrăznicie, cu impertinență, cu aroganță, cu lipsă de bun simț, cu neomarxismul secularist de azi, cu atitudinea ateie, riști să ți se întâmple ce i s-a întâmplat lui Arie. La nivel moral, sufletesc, dar primești o palmă morală și această palmă să nu cumva să aibă și rol de knockout pentru până când nu-ți revii. Adică e bine totuși să învățăm să ne ridicăm din propria inițiativă. Avem dreptul să mai vorbim și noi mai așa ca o destindere, că e zi de sărbătoare, dar reflectând realitatea, că asta e realitatea. Adică orice glumă are nu că un strop, de multe ori îmbrăcată într-o haină de adevăr, pentru că sfinții au avut și o ironie fină. Știm că Sfântul Spiridon, pe care îl prăznuim duminică, închei cu aceasta, era și păstor și s-au dus unii să-i fure oile, să fure berbeci, să fure miei, și au rămas acolo legați de o forță nevăzută, n-au mai putut să se miște. Și dimineață, după o noapte întreagă, în momentul în care a venit Sfântul Spiridon, le-a dat un berbecuș și le-a zis: plecați acum, ca să nu zică ceilalți că ați privegheat degeaba, că ați stat aici să vă rugați să privegheați degeaba. Iată ironia sfinților. Sfinții au fost ironici. Cu o ironie reușită, nu ca cei care se cred analiști ai zilelor noastre. Și nu jignitoare, ci constructivă. Și nu jignitoare, ci constructivă. Așa că ceea ce ați citit foarte frumos, Părinte, din Sfântul Iosif, se potrivește perfect și acțiunii Sfântului Nicolae. Despre Sfântul Spiridon speram să ne spuneți vineri, să știți. Sigur, vom vorbi vineri. În această duminică e o mare bucurie, 12 decembrie, este și ziua de naștere a ierarhului nostru, al Preasfințitului Părinte Teodosie și Sfântul Spiridon. Iată, și o să vorbim și de dogma Sfintei Treimi în vineri, să fim sănătoși și toate vor curge așa cum se cuvine. Așadar, cu părintele ne vom reîntâlni. A promis, acum nu are ce să facă. Trebuie să se țină de cuvânt, să-i ajute Bunul Dumnezeu până la urmă. Vineri la emisiune, așa cum ne-am și obișnuit, cum ne-a obișnuit bine. Iar noi acum ne luăm rămas bun. Vă mulțumim din suflet pentru faptul că ați fost cu noi în zi de sărbătoare. Sfântul Nicolae, pe care astăzi îl prăznuim, să vă ocrutească cu ale lui Sfinte Rugăciuni, să vă copleșească și să vă surprindă cu daruri pe care să le prețuim și să ne folosim întâi de toate spre mântuire și pentru buna viețuire pe acest pământ. Să rămână, Părinte! Vă mulțumesc mult pentru invitație, încă o dată la mulți ani, atât sfinției voastre, cât și tuturor telespectatorilor care poartă numele Nicolae, Nicoleta, diminutivele, dar și tuturor telespectatorilor, că mi-a plăcut odată, cum a zis cineva, la ziua onomastică a cuiva, toți iurau la mulți ani celui sărbătorit, la mulți ani să trăiești, și celălalt, unul dintre invitații a spus, dar să trăim și noi și la mulți ani să fie și pentru noi, că până la urmă dacă am venit la ziua lui la sărbătoare și noi suntem sărbătoriți și noi ne aflăm în comuniune. Doamne ajută și mulțumesc pentru invitație. Doamne ajută să ne fie de folos, Doamne. Thank you.